Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan și în următoarele 45 de minute ne-am propus să facem împreună cu invitații ediției de astăzi bilanțul sesiunii parlamentare. Sesiune care s-a încheiat recent. Salut prezența în studio a domnului Vasile Bolea, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și a lui Ion Terguță, vicepreședinte PLDM. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule Terguță, cu dumneavoastră aș vrea să încep această emisiune. Cum calificați dumneavoastră ca reprezentant în calitate de vicepreședinte PLDM această sesiune? Cât de rodnică a fost și care au fost până la urmă scăpările din această sesiune? Rodnică pentru cine? Cât de rodnică pentru cetățenii care așteaptă ca viața lor să fie din ce în ce mai bună? Dacă e să vorbim sincer, această sesiune a fost una dezastruoasă, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că în această sesiune parlamentară Parlamentul Republicii Moldova a omis una dintre cele mai mari oportunități a sale de a demonstra că este exponentul suveranității poporului și anume nu a avut o dezbatere pe o problemă principală în ceea ce privește anularea votului în municipiul Chișinău. Și din acest considerent, eu consider, la fel ca și Partidul Liberal Democrat, că această sesiune parlamentară a fost un dezastru pur și simplu. Dacă e să mai luăm în considerație și ultimele modificări pe care sau ultimele legi adoptate de guvernare. Pachetul de legi fiscale, vă referiți? Exact. Atunci nu este decât un dezastru și mai mare pentru Republica Moldova. Nu știu dacă în istoria noastră am avut o belea atât de mare sau mai mare decât aceasta, decât această componență parlamentară, pentru că ea își permite să facă orice, fiind dincolo de limita de legitimitate și dincolo de caracterul exponențial al puterii și își permite să facă orice. Deci acest parlament nu mai lucrează în interesul poporului, acest parlament nu mai reprezintă pe nimeni în plenul său și este doar un conglomerat de interese și persoane care nu fac decât să uzurpeze puterea în nume personal. Domnule deputat, dumneavoastră, ce părere împărtășiți pe marginea, iată, și aceea remarca domnul Terguță? Că acest parlament, sau mai bine zis, majoritatea parlamentară, nu reprezintă pe nimeni, posibil, din populația țării. De reprezentat, îl reprezintă pe o singură persoană, care este liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, dar și doar asta. Dar ce... De ce părere împărtășește, iată, PSRM-ul legat de pachetul de legi fiscale? Iată, a fost remarcat acum mai devreme. Haideți să vă spun, în primul rând, această sesiune, ce obțin pentru mine, mi s-a părut că a fost cea mai lungă, da, din acest legislativ. Din ce considerați? Mi s-a părut că în această sesiune parcă timpul s-a oprit și cineva, sau mai bine zis cei de la guvernare, și-au făcut mendrele așa cum au vrut ei. A fost o sesiune grea, vreau să vă spun, cu multe chestiuni necunoscute, cu multe derapaje, nu că la limita, da, admisibilului, da, trecând de această limită admisibilului. La final am văzut aceste legi, da, din pachetul, sau cum a numit-o, mini-reformă, da, fiscală, sau cum au numit-o cei de la guvernare. Am văzut alegerile în Chișinău și cum, până la urmă, ce a hotărât guvernarea să facă, să anuleze și mai departe să nu mai petreacă niciun fel de scurtină repetat sau altceva ce ar fi normal conform legii, dacă ai anulat turul 2 la alegeri, mai organizează încă un turul 2, așa e în toată lumea. Și am văzut inclusiv stabilirea datei alegerilor, care de fapt noi deja o cunoaștem, că nu o să fie în acest an, dar o să fie în, la început, 24 februarie. Da, la începutul anului viitor. A fost un... Știți cum, o sesiune foarte grea, noi am încercat să batem, da, la ușa lor, să le spunem că oameni buni, chiar dacă sunteți acum majoritate parlamentară,
și aveți deplină putere și puteți schimbați mult în lucruri în țara asta, dar nimic nu veșnic pe pământ, sub lună. Și de asta noi am încercat să le spunem că, până la urmă, pentru orice guvernare, pentru ceea ce face, răspunde. Și răspunderea, dacă faci ceva negativ, numai decât o să primești. Cineva spunea despre bumerangul, da? La noi, de fapt, noi bumerangul, dar e grebla noastră moldovenească, care noi de fiecare dată încercăm să o evităm, dar de fiecare dată pășim pe ea. Domnule Târguță, am ascultat cu atenție discursul speakerului Candu la încheierea acestei sesiuni, prin care dânsul puncta mai multe așa zise reușite, și una din reușitele pe care le menționa în mod direct era faptul că s-a reușit a crea o serie de locuri de muncă în țară și o creștere economică de aproximativ 4%. Asta e glumă? Dumnealui spunea în discurs. În primul rând, în canul. Eu nu știu în ce măsură, da. În ce măsură dânsul conștientizează, percepe ceea ce spune, pentru că poți să spui multe, gura uneori poate să vorbească și fără argumente, da. Poate să vorbească de la sine putere. Dar problema este în ce măsură aceste afirmații ale speakerului Candu sunt resimțite de cetățeni. Ați avut cumva impresia că noi avem o creștere a consumului? Au existat cumva un avalanș de produse moldovenești pe piață? Există cumva o creștere bugetară? Știți care este deficitul bugetar al Republicii Moldova acum la momentul actual? Vă rog! Este 5 miliarde de lei și a fost depusă nu de mult ultima modificare în Parlament. Domnul Bolea, nu știu dacă este membru acestei comisii sau nu, dar cel puțin acum avem un deficit de 5 miliarde. Ceea ce a făcut dânsii cu majorarea salariilor pentru funcționare, un rând de alți angajați, și facilitățile fiscale care au pus o presiune suplimentară pe buget de 2 miliarde de lei. Deci avem un deficit de 7 miliarde de lei la momentul actual. Deci noi trebuie să gestionăm acest deficit bugetar practic într-un an electoral. Eu vreau să văd cum va realiza Partidul Democrat bugetul pentru anul viitor. Pentru că sesiunea parlamentară care urmează este probabil cea mai complicată acum. Și cea mai scurtă. Și cea mai scurtă, dar și cea mai complicată. Pentru că dânsii, această componență a Parlamentului, trebuie să adopte bugetul pentru anul viitor. Iar acest buget, sau acel buget care va urma, trebuie să acopere toate golurile și prostiile electorale pe care le-a făcut Partidul Democrat în acest an. Deci, cum vă imaginați că vom putea acoperi acest deficit de 7 miliarde? Când au plecat comuniștii de la guvernare în 2009, au avut un deficit de 8 miliarde. Norocul nostru a fost că atunci avem o relație foarte bună cu structurile europene și cu donatorii internaționali, da, care au acoperit foarte repede și practic nesesizabil de populație aceste goluri. Acum noi avem o relație dezastroasă cu toată lumea, din cauza anulării votului în Chișinău, dar și al insistenței aproape obsesive a socialiștilor și democraților pe votul mixt. Și din cauza asta noi nu vom putea amortiza foarte repede aceste pierderi electorale sau bugetare, dacă vreți. Și atunci ne așteaptă un an foarte greu. Funcționarii publici care au acum această majorare de 50% trebuie să înțeleagă că este doar până la sfârșitul anului. Dacă domnul Candu vorbea despre aceste efecte sesizabile, atunci dânsul trebuie să ne spună ce va face de la 1 ianuarie, atunci când acești funcționari nu vor mai avea această majorare. Și exact același lucru se întâmplă și cu angajații din educație, dacă nu greșesc și nu știu unii. Deci toate aceste creșteri sesizabile, cum le spune domnul Candu, sunt doar până la sfârșitul anului și au strict conotație electorală. Ce va urma după? Că asta este problema cea mai mare. Și cum vom acoperi noi aceste deficite? De unde vom lua acești bani? Republica Moldova nu este capabilă să surmonteze acest deficit. Noi nu avem o creștere economică atât de mare, chiar dacă dânsul vorbește despre o creștere de nu știu cât la sută, în condițiile Moldovei este insesizabilă. Orice om care învață economie va ști că o economie aflată într-o criză, cum este cea a Republicii Moldova, crește până 6%, este insesizabilă de populație. Insesizabilă. Domn Bolea,
Partidul Socialiștilor, de fapt, și împreună cu alte partide, au părăsit atunci sala când a fost votată, de fapt, acest pachet de legi. Totuși, care au fost argumentele celor de la guvernare în contextul în care discutam și noi în repetate rânduri și reitera această poziție și domnul Târguță, minus 2 miliarde de lei în buget? Nu, în primul rând, noi am părăsit sala nu numai din cauza că acestui pachet. Acestui pachet. Noi la penultima ședință a Parlamentului din această sesiune am propus mai multe lucruri la care guvernarea nici nu a dorit să ne asculte, inclusiv audieri, agenții de recuperare a bunurilor infracționale, să vedem câți bani au fost recuperați și, de fapt, noi de fiecare dată am sesizat din acest furt a miliardului. Am propus să audiem situația cu Răunistru, că, într-adevăr, reprezintă... Ecologică. Dar nu numai catastrofă ecologică, reprezintă și un atentat, așa să spunem, la securitatea statului. Că, vă referiți la principala... cele șase hidrocentrale? Da, este principala artieră de unde se aprovizionează practic toată țara, majoritatea populației de la noi din țară. Am propus proiecta legii cu privire la funcționarea limbilor. Că, și nouă ni s-a spus că, ne scuzați, este hotărârea Curții Constituționale, care e, de fapt, nu au citit-o. A mers pe... faptul că legea e învechită și altceva nu primesc în schimb. Știți, tot ei au stabilit o regulă în acest Parlament, sau mai bine zis din 2016, de când s-a coagulat această majoritate parlamentară, că odată în lună, sau cel puțin, cer scuze, odată odată la două luni sau la șase săptămâni, va avea loc așa numită ziua opoziției. Nu a avut loc ziua opoziției în această sesiune. Da. Noi de fiecare dată am venit, am propus și știți cum, la ce să mai stăm acolo în Parlament, să legiferăm acele decizii care de fapt ei s-au gândit noaptea și vor să le implementeze de zi dimineață. În ce sunt de pachetul acesta de legi, multe idei de așa numită relaxare fiscală sau cum au numit-o ei, multe idei au fost de fapt furate de la noi, de la socialiști, transformate așa cum au gândit ei și prezentate în Parlament. Noi singur dată am vorbit despre ce? În primul rând, faptul cum au apărut aceste legi. De fapt, aceste legi trebuie să apară de la guvern. Guvernul trebuie s-a încălcat procedura. Nu pot spune că s-a încălcat procedura. De fapt, când vorbești despre o așa numită reformă fiscală, da, toate aceste lucruri trebuie să vină de la guvern. De ce? Deoarece Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, alte ministere care au în subordine institute diferite și Academie de Științe, oameni care se ocupă cu cercetarea, care pot să facă o analiză ce impact pe viitor vor da unele măsuri. Și, de fapt, trebuie să vină logic normal de la guvern. Da. Când noi vedem, patru deputați au semnat aceste proiecte de legi, unde, bine, noi nu singur dată am vorbit despre faptul că trebuie să fie majorat aceste venituri sau scutirile, da, neimpozabile, până la minimul de existență. Ei de fiecare dată, în această legislatură numărul 20, de fiecare dată au respins cerințele astea noastre sau modificările amendamentelor care noi venim la politică bugetară fiscală. Și acum s-au regăsit. Stabilirea cotei unice de 12%, după părerea mea, este o aberație. În ce sens? Că în cazul respectiv, cei săraci păgubesc, că de la 7% le stabilești până la 12%, iar cei bogați sunt beneficiari de fapt acestor modificări. Da. Micșorarea cotelor la impozitele sociale, da, pentru a le da posibilitate
business-ului, cel puțin să... O injectare, așa argumentau dânsii, și pentru micul business și business-ul pe ansamblu. De fapt, e o propunere de-a noastră de ani de zile, care iarăși e nou la acele momente când noi propuneam asemenea lucruri să fie făcute. Nu erau luat în considerare și astăzi au venit și au spus că, știți ceva, noi ne-am sfătuit, am adunat nu știu unde, acolo 200-300 de companii de la noi din țară și am hotărât eta să le dăm așa o oportunitate. Dar ce spune domn Târguță cu acele salarii pentru primari? Știți cum, studiind legea aceasta, am ajuns la o concluzie că de fapt a fost doar o intenție vociferată. Dacă să ne uităm după mecanism, unde în lege scrie că administrația poate majora salariul primarului sau funcționarilor din administrația primării, în limita bugetelor disponibile care vor veni de la bugetul central. Înțeles? Și în cazul în care o parte mare a bugetelor ei acum au repartizat-o pentru construcția așa numită de drumuri prin sate, eu sunt convins că primarii noștri nu o să simtă, nici nu o să vadă acele majorări de 50% a salariului care au fost... Domnul Bulețe, dacă tu sunteți împotriva acestor legi, președintele Dodon promulgă aceste legi sau nu? Eu nu știu, întrebați-o președintele Dodon. Okay. Da. Domnul Târguță, practic nu există legislatură în care să nu revină în discuție problema limbii. Dacă îmi permiteți... Scurt, ca să aflăm și punctul de vedere, domnule. Vreau să vă spun, unele măsuri de relaxare de asta fiscală, ele sunt binevenite. De fapt, despre asta vorbeam, că multe idei au furat la noi. Alta când vorbim despre capitalul sau acea amnistie a capitalurilor, acolo trebuie să vedem, că nu-i chiar tot să fie extinsă această listă sau despre? Nu, per general, înțelegeți? Da. Vorbim despre amnistie, ultima dată a fost în 2013 sau 2014. Intenția ascunsă acestor legi de a transforma Republica Moldova într-un paradis fiscal. Și a pornit ca prin 2007, dacă nu greșesc, de la domnul Reitman, de a transforma Republica Moldova într-un soi de Elveție. Și acum acest proiect se reia prin venirea lui Cozac la Chișinău, care înțeleg că va avea ca obiectiv doar probleme de ordin economic. Și atunci spălătoria rusească s-ar putea să ne se pară un joc de copii în comparație cu ce se va întâmpla în continuare și ce pregătesc acești oameni în Republica Moldova. Dar există și problema repatrierii banilor din miliard. Veți vedea că avem o groază de proiecte de infrastructură care în Republica Moldova au început să apară ca ciuperci după ploaie. Domnul Târguță, mă scuzați că vă întreb, dar spuneți-mi, vă rog, că oare nu le unea pe toate partidele politice ideea recuperării miliardului furat, cer scuze? De ce între timp, oarecum, acest obiectiv comun e cam dispersat. Nu am avut acțiuni concrete, nu am văzut până la urmă, nu știu, să fie trase la răspundere persoanele. Nu cred că trebuie să puneți această responsabilitate pe partidele politice. Lucrul ăsta îl face în primul rând guvernul și îl fac organele de justiție. Sau în primul rând organele de justiție. Guvernul este cel care trebuie să își dorească acest lucru, iar justiția este cel care trebuie să facă justiția Republica Moldova. Dar și Parlamentul acum, este în drept ca să treacă la tablă anumiți miniștri? Categoric. Deci Parlamentul poate cere rapoarte de la Banca Națională, care este primul păgubit. Raportul Kroll, doi. Raportul Kroll este până în prezent raportul Kroll este o consecință a adresei Băncii Naționale. După asta este guvernul, după asta este procuratura, organele de securitate, centrul de combatere a corupției și așa mai departe. Deci sunt o groază de instituții care ar trebui să vină și să spună ce s-a întâmplat în Republica Moldova cu furtul acestui miliard. Este foarte ușor să pornești cu referendum din 2015, pile de mii au furat miliardul și în tot timpul ăsta să faci acțiuni parlamentare inclusiv, pe linie parlamentară, cu un șir de legi foarte bine țintite, prin care tu nu faci altceva decât să aduci banii înapoi și să încerci să
să-i acoperi de răspundere penală, să-i ferești de răspundere penală pe autorii acestei legi, pe acestui furt. Deci avem un șir de persoane care sunt vizate în raportul Crol 2 și premierul spune că sunt persoane oneste. Deci nu avem niciun motiv să ne luăm de capul lor. Și în același timp nu faci nimic. Dar, ca să-l cităm din nou pe Candu, ieși la microfon și zice aveai timpul să mai scuturăm un pic piele de meu. Scuturați-l! Care este problema? Veniți cu toate organele de justiție, haideți să vedem. Haideți să facem un proces deschis. Da. Să vadă toată lumea, nu pe ascunsele. Și nu ferit de ochii lumii. Noi toți suntem interesați să vedem cine a furat acești bani. Și dacă cumva Pele de Meu are un sediu tot atât de mare și luxos și bine securizat ca PD-ul, și dacă are alți miniștri sau deputați așa mai departe, tot atât de bogați cum sunt cei ai PD-ului, dacă conturile noastre sunt la fel de mari și pline ca PD-ului, și dacă există multe alte multe de dacă, haideți să le punem alături și să le comparăm. Noi, ca cetățeni ai Republicii Moldova, dar și ca partid politic, ne dorim să existe un proces deschis, corect, echitabil din punct de vedere juridic și să se facă dreptate. Vroiam să revenim la, spuneam, nu există probabil sesiune parlamentară în care nu este pusă în discuție problema limbii. Iată și de această dată, în această sesiune, problema limbii a fost oarecum discutată. Iarăși lucrurile au fost relativ neclare pentru cetățeni care au urmărit de fapt acest joc politic. Eu vreau să aflu poziția PLDM-ului, o poziție, nu știu, poate chiar tranșantă în raport cu problema limbii și a ceea ce a fost în Parlament. Credeți, poziția tranșantă a Partidului Liberal Democrat, poftim, este extrem de simplu. Limba de stat în Republica Moldova este limba română, singura în drept să circule nestingherit pe teritoriul Republicii Moldova. Alte limbi au statute diferite. Dar niciuna dintre ele nu poate avea statut de comunicare interietnică. Limba română este singura stăpână în această țară. Punct. Nu există absolut niciun fel de divergență aici. Așa zis, lege antipropagandă. Cum ați... Este o încercare de a acoperi monopolul Partidului Democrat și a Partidului Socialiștilor în presa din Republica Moldova. Pentru că pe de o parte avem cele 4 sau 5 posturi de televiziune ale holdingului GBC, care controlează 70% din piața de publicitate din Moldova. Avem alte 2 posturi de televiziune al dumneavoastră și NTV-ul, care mai are 15%, după care vin Moldova 1 cu 70% și celelalte se înghesuie pe un procent 2. Deci asta este structura pieței de publicitate în Republica Moldova. Și propaganda respectiv vine de aici. Propaganda respectiv este de iar și două feluri. Este propaganda internă și propaganda externă. Cea mai periculoasă este cea internă, dar nu mai puțin periculoasă este cea externă. Pentru că dacă o să vedeți cine este cel mai popular politician în Republica Moldova, vedeți că este președintele Putin. Și este un lucru anormal. Este un lucru anormal. Și încă o clipă. Avem 4% de etnici ruși în Republica Moldova. Și avem mai mult de 80% din piața de media din Republica Moldova care este de limbă rusă. Mie mi se pare absolut disproporționată. Absolut disproporționată. De și ce? Vă rog. Pentru că este absurditate. Cum Dumnezeule poți să... Și de asta am ajuns la problema limbii, apropo. Da. Pentru că noi avem un mediu audiovizual care vorbește în altă limbă decât vorbesc cetățenii acestei țări. Și dacă noi vrem să construim o societate normală, securizată în primul rând, nu avem o societate multietnică, noi avem o societate 80% români moldoveni. Nu iți cum vreți, nu contează, sunt vorbitori de limbă română și asta este populația autohtonă. În rest, cea mai mare... Dar ce facem cu autonomia găgăuză? Ce facem cu... Nu este nicio problemă pentru ei. Pentru ei, romii, stați o clipă. Pentru ei există legi specifice și dacă găgăuzii vor în comunitatea lor, în autonomia găgăuză, care apropo este una culturală, să aibă posturi de limbă găgăuză. Nu este nicio problemă. Chiar din potrivă, încurajăm acest lucru. Câte posturi de limbă găgăuză avem în găgăuzie? Da. Vreți să spuneți? Gerti. Câte școli avem de limbă găgăuză în găgăuzie?
Câte școli de limbă ucraineană avem în Republica Moldova? Eu cred că aici reprezentanții Moldovei. Stați un pic, stați un pic. Stați un pic. Școlile rusești au trecut. Vă dau eu un exemplu. Vă dau un exemplu. Numai un pic, foarte scurt. Deci a fost președintele Poroșenko în Republica Moldova și ucrainenii au zis: vrem ajutor de dumneavoastră pentru comunitatea de ucraineni. Și Poroșenko a întrebat: câte școli de ucrainești aveți? Niciuna. Când o să aveți școli ucrainești, veniți și vă dăm ajutor. Domnul Bolea, vă rog, haideți să vorbim despre ceea ce menționa domnul. Sunt niște Brașoave, că nu există nicio școală. Și nu aveți un liceu și după asta câte și după sunt? Asta mai sunt foarte multe în Republică. Să ne dați ca exemplu. Da, de exemplu, în raionul Ungheni, satul Agronomovka. La Ciocana, liceul Olimp, dacă nici măcar liceele de limbă ucraineană nu au un program sau o curiculă strict în limba ucraineană. Păi asta datorită PLDM-ului care au reformat... Ce datorită PLDM-ului? PLDM-ul a fost la guvernare câțiva ani. Eu vreau să revenim de 10 ați stat 7 la guvernare și ați condus înaintea PLDM-ului a fost 10 ani la guvernare comuniști și ați condus Ministerul Educației. Domnul Târguță, domnul Bolea, eu vreau să revenim de fapt școlile ucrainene nu avem. Rusești ați închis școlile ucrainene școlile ucrainene se închid școlile rusești se închid pentru că nu există populație. Nu este o autonomie culturală, este o autonomie în sensul de plin a cuvântului. Dumneavoastră probabil ați încurcat cu raionul Taraclia, unde locuiesc preponderent bulgari. Nu am urcat nimic. Autonomia găgăuză s-a pornit strict pe principii de păstrare a culturii găgăuze. Bine, asta dumneavoastră așa considerați. Domn Bolea, eu vreau să revenim de fapt tot în albea problemelor legate de limbă, de vector european până la urmă. Și cu permisiunea dumneavoastră o să citez: Partidul de Guvernare insistă pentru modificarea Constituției astfel încât să fie introdusă sintagma de integrare europeană. Ce poziție împărtășiți? Nu, eu nu știu. În cazul respectiv, știți cum, ceea ce le spuneam și noi cetățenilor noștri, că de fapt integrarea europeană este un paravan pentru actuala guvernare. Toți absolut care ultimii 10 ani au fost la guvernare, pur și simplu sfur în această țară. Ultimele evenimente din această sesiune arată foarte clar că, de fapt, nici nu se dorește ca să fie, eu știu, niște relații normale cu partenerii noștri, și nu vorbesc despre doar partenerii europeni. Cu Federația Rusă ați văzut parcursul anului trecut ce s-a întâmplat și cum s-au stricat aceste relații. Și guvernul insista și până în prezent insistă, și cu legile astea așa numite de antipropagandă. Iar acum la sfârșitul sesiunii noi am văzut propriu zis, eu nu știu dacă mai sunt încă aceste relații, da, cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite și cu instituțiile, da, mă refer la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și celelalte instituții internaționale. De fapt, arată ceea ce am spus noi nu o singură dată. Integrarea europeană nu va fi. În primul rând, pe noi acolo nu ne așteaptă. Asta clar și respectat au spus oficialii din Uniunea Europeană. Într-al doilea rând, acele relații de ostile, da, să spunem, comparativ cu instituțiile Uniunii Europene, clar denot faptul că eu nu știu dacă acest proiect va fi până la sfârșitul sesiunii sau până la sfârșitul mandatului va fi dezbătut în Parlament. Da, reieșind din acele relații, da, acum nu prea bune cu Uniunea Europeană. Și faptul că, eu nu știu, poate dacă cineva de la guvernare o să încerce acest proiect să-l treacă, nu știu, ce încercare va fi asta, să îmblânzească Da. Domnul Târguț, eu am o întrebare simplă la prima vedere, dar aș vrea, nu știu, un răspuns scurt, poate pentru a înțelege cei care ne vizionează la această oră.
Atunci când deseori partidele politice, și aici nu arunc piatra în grădina nimănui, utilizează noțiunea de integrare europeană, unire pe de altă parte, nu mai știu ce vector, limbă și așa mai departe, se încearcă a obține deseori dividende politice pe marginea acestor teze, fără ca partidul să creadă și să promoveze politici viabile în acest context. Credeți că se utilizează? Bun. Problema limbii a fost întotdeauna una speculativă și a apărut întotdeauna în campaniile electorale. Da. Atunci când un partid, în speță cel aflat la guvernare, nu are ce livra populației, încearcă să-și găsească această scuză în probleme de ordin lingvistic. Dar și partidele de opoziție, atunci când nu au alte soluții, încearcă să pedaleze iarăși pe această idee. Problema limbii este o problemă nerezolvată în Republica Moldova și nu doar pentru că cetățenii nu au conștientizat în ce limbă vorbesc, dar pentru că politicienii încă folosesc acest instrument din punct de vedere politic. Și acum haideți să le așezăm pe toate la locul lor. Integrarea europeană este o problemă civilizațională pentru Republica Moldova. Estul nu ne poate oferi un asemenea... Ce ne poate oferi? Nu ne poate oferi un salt civilizațional. Rusia, în speță, a avut nevoie de un Petru I care să impună Rusia să facă un salt civilizațional și să orienteze spre Europa. Nu vă mai aduc exemple, le cunoașteți foarte mult. Rusia acum are nevoie de foarte multă tehnologie, dar și de un salt civilizațional pentru a putea ajunge Europa din urmă și Occidentul, dacă vreți. Deci noi a priori nu avem ce căta în Est. Piața noastră de desfacere oarecum rămâne acolo. Nu este adevărat și dumneavoastră speculați când spuneți asta. Piața noastră în proporție de 60 ceva la sută este orientată pe segmentul Uniunii Europene. Aproximativ 17% au rămas în spațiul Rusiei sau CSI-ului. Dacă e să vorbim de firmele moldovenești care au cunoscut o relație cu piețele occidentale, nu își doresc pentru nimic în lume să revină în spațiul estic. Pentru că un spațiu comercial sau de comerț în Uniunea Europeană înseamnă predictibilitate, înseamnă contracte foarte bine respectate, înseamnă calitate în primul rând. Dar corespundem noi la toate aceste criterii? Cei care sunt acolo corespund acestor criterii, pentru că Uniunea Europeană, da, 64% din exporturile noastre sunt orientate acum în Uniunea Europeană. Și cei care au reușit să intre pe piața Uniunii Europene deja satisfac aceste cerințe. S-ar putea să nu fie mulți, pentru că nici economia noastră nu este mare. Dar cei care au ajuns acolo nu vor să mai revină în spațiu estic. Domnul Târguțu, dumneavoastră, un pic mai devreme ați abordat acest aspect economic. Eu vreau să trecem, nu știu, două, trei produse în revistă pe care le exportă Republica Moldova. Și noi am putea fi competitivi, nu știu, pe piața Uniunii Europene. Pentru că, haideți să pornim, poate, nu știu, de la teza că Republica Moldova e o țară agrară. Astăzi, grâu, roșiile, nu mai știu, cartofii țării noastre sunt competitive, nu e? În contextul în ceea ce afirmați dumneavoastră un pic mai devreme. Dumneavoastră aș vrea să fiți speculativ și nu e cazul. Vreau să aflu punctul de vedere. Nu e cazul. Deci orice produs în Republica Moldova poate fi crescut conform standardelor Uniunii Europene sau standardelor de calitate. Uh-huh. Există aceste standarde. Nu amintesc cum se numesc. Dacă da. Nu, vreți să mi le cred dați. Cred că asta contează cel mai puțin. Nu contează asta foarte mult. ISO 2000, da. Și oricine le poate lua, le implementează în Republica Moldova și după asta face exportul în Europeană. Dacă dumneavoastră vreți să faceți export de roșii, nu este nicio problemă. Dar problema nu este calitatea în sine a produsului. Da. Problema este, o clipă, problema este în respectarea graficului de livrare a acestui produs. Deci, ceea ce nu poate acum oferi piața moldovenească este o livrare sigură și continuă pentru anumiți agenți economici pe care îi contractez în Occident. Asta ar însemna că mașina ta cu produs trebuie să fie la o oră exactă, 5 dimineața, să admitem, în pragul unui magazin din Belgia, să admitem, da? Da. Și dacă noi putem să garantăm acest șir de livrări, atunci cred că nu este nicio problemă, pentru că roșiile noastre, credeți-mă, pot fi crescute exact în aceleași condiții care sunt crescute în Franța. Domnul Bolea, ce exportăm noi în Est? Poftim? Ce exportăm noi? Nu, asta trebuie să puneți. Este o întrebare care trebuie să puneți guvernul. Știți cum? Iarăși vorbim despre speculații dumneavoastră. Nu vorbesc speculații, eu vorbesc despre date statistice. Ați utilizat cuvântul ăsta. Ne uităm după statistici. Industrie avem? Nu avem. În mare parte.
Avem ceva din agricultură. Dumneavoastră a spus că produsele agricole, mare parte, noi nu putem să le exportăm în Uniunea Europeană, deoarece nu putem să le livrăm. Problema noastră mare este că... Ok. Și atunci, în mare parte, practic toată producția agricolă pleacă în Est. Dacă nu putem să exportăm altceva decât produse industriale, dar ajungem la ceea ce am spus anterior, că noi nu avem industrie, ce exportăm atunci de 65% în Uniunea Europeană? Exact, produse, ce exportăm? Da, imaginează, sunt întreprinderi mici. Sunt întreprinderi mici care, nu, dumneavoastră care a spus că sunt puține întreprinderi care exportă în Uniunea Europeană, dar export 65% din noi am spus că nivelul din total. Clip, stați, nu, haideți să reformulăm. Nu, 65%. Domnul Târguță, aproximativ 65% din nivelul nostru de export este orientat spre Uniunea Europeană, spre piețele din Uniunea Europeană. Respectiv, dumneavoastră iarăși manipulați. De ce? Nu avem industrie, nu avem produse industriale. Lăsați-o pe domnul Bărea să vorbească un pic. Haideți că vă găsesc acum date statistice. Nu este nicio problemă. Regine spune că noi mai avem 10 minute la dispoziție. Eu vreau să trecem și la celelalte aspecte. Ceea ce noi exportăm, asta exportăm doar acele servicii care le prestăm. Au venit cu materia primă. O stat femeia la aparatul ăsta de cusut, a cusut o haină și gata, la revedere. Care e valoarea adăugată la aceste produse? E mizeră, înțelegeți? Domnule, până domnul Târguță găsește acele date pe care vrea să ne le furnizeze. Foarte mulți, inclusiv de la guvernare și de la birou statistică, știți cum, întorc aceste cifre, jonglează cu ele cum vor. Dar de fapt situația e... Domnul Bolea, dumneavoastră în Parlament puteți să puneți această problemă. Să vedeți dacă biroul de statistică ne oferă sau nu... Domnul Bolea, până domnul Târguță ne oferă datele despre care pomeneam, eu vreau să vă întreb. Iată, ceea ce a generat iarăși discuții în societate, destul de stați un pic, că vă dau prinse, am găsit deja. Da, deci, vă rog. Moldova a exportat în ianuarie-februarie mărfuri în țările Uniunii Europene în valoare de 293,3 milioane lei, iar ponderea acestora în totalul exportului a atins maximul de 67,2%. Da. Bun, domnul Bolea, reveneam la acordul de împrumut pentru interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova. Ce s-a întâmplat în acest caz? Cât de dependentă de energie electrică este Republica Moldova? Noi ne putem asigura consumul intern? Părerea mea că noi putem asigura consumul intern. Și atunci? De la centrala de la Cuciurgan există acel diferent transnistrian care nu este soluționat până la capăt, dar sunt unele măsuri întreprinse inclusiv și pe linia președinției. Cunoaștem cu toții că această centrală de la Cuciurgan poate acoperi de 3 ori consumul Republicii Moldova de energie electrică. Da, ceea ce vroiam să aflu de la dumneavoastră, iată, aceste proiecte nu vor ajunge în situația gazoductului Iași-Chișinău, Iași-Ungheni, care până la urmă a fost într-o oarecare măsură necesar, după aceea lucrurile nu știu de ce se bat cum, pasul pe loc. El a fost necesar, a fost un proiect în primul rând politic, toți au vorbit că, uitați-vă că tot raionul Ungheni va primi gaze naturale mai ieftine. După aia au spus că stați puțin, dar noi avem nevoie să ne conectăm la acele magistrale pe întreg teritoriul țării și mai avem nevoie să tragem acea conductă până la Chișinău. Când ați fi tras conducta până la Chișinău, vor vedea că încă ceva nu se ajunge și de fapt, nu știu, cel puțin eu văd acest proiect gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău unul politic și inclusiv acea interconectare la rețelele României, în primul rând României. De asemenea, este un proiect, după părerea mea, politic. Nu are rost să te împrumuți 70, dacă nu greșesc, de milioane de euro
80 ca, da. Ca pur și simplu să te conectezi. Cu asemenea bani poți să construiești centrale care ele singure să genereze energie electrică. Acesta nu este un proiect în acest politic. Sens, asigurând și securitatea energetică a țării. Nu uitați că, dacă eu nu greșesc, în 2008 era acel proiect unde o companie din Cehia, dacă nu greșesc, la un gen trebuie să construiască o centrală. Nu știu ce e cu acest proiect, probabil că deja este un. Domn Trăguță, spuneți-vă, da, problema conectării sau interconectării cu rețelele românești de livrare a gazelor naturale este un proiect de securitate națională, în primul rând. Unul la mână, dependența noastră... Și nici noastră, de cum nu e unul politic, cum spunea domnul deputat. Este și politic, dacă vreți, pentru că dependența noastră de o singură sursă de energie electrică ne-a creat o groază de probleme politice. În special în raportul cu Federația Rusă. Diversificarea surselor este o chestie, în primul rând, de securitate națională. Dar nu e prea costisitoare? Nu este deloc costisitoare. Deci, de ce a trenat acest proiect până acum? Există o explicație extrem de simplă. S-a ajuns la pachetele energetice ale Uniunii Europene, le cunoașteți probabil, s-a adoptat pachetul energetic 1, pachetul energetic 2, pachetul energetic 3. Cu pachetul energetic 2 s-a vorbit foarte mult de diversificarea rețelelor de distribuție și în pachetul energetic 3 se vorbea foarte clar că cel care livrează nu poate deține și controlul rețelelor de distribuție. Și aici a apărut marea problemă cu Moldova Gaz, pentru că Moldova Gaz este proprietarul rețelelor de distribuție și una este să ai intrarea de conductei în la hotarul Republicii Moldova și după asta nu poți distribui gazul pentru că trebuie să construiești alte rețele paralele pentru că Moldova Gaz nu-ți oferă dreptul să distribui acest gaz. Și prin pachetul energetic 3 pe care Rusia nu l-a semnat și nu l-a acceptat, noi ne punem în situația în care trebuie să găsim soluții. Dar de ce este importantă această conexiune cu gazele românești? În primul rând pentru faptul că, importând gaze din Federația Rusă, noi ne-am pomenit acum că tot consumul de gaze a regiunii Transnistriene este pus în cârca consumatorului din Republica Moldova sau de pe malul drept. 6 miliarde de lei avem de plătit acum pentru consumul de gaze al regiunii Transnistriene. Cine este gata să-și asume această plată? În momentul în care gazele vor veni din România, transnistrenii la rândul lor vor trebui să plătească pentru aceste gaze. Noi, în prostia noastră, politică în primul rând, nu facem decât să finanțăm regimul de la Tiraspol, care este unul extrem de ostil autorităților constituționale din Republica Moldova. Și de aici, din acest considerent, sunt de acord cu dumneavoastră. Este o problemă strict politică, dar ea va trebui rezolvată. Domnul Bolea, mai avem, cred că, 3 minute la dispoziție în cadrul acestei emisiuni. Eu vreau să aflu de la dumneavoastră care sunt așteptările pentru sesiunea care începe în data de 3 septembrie, dacă nu mă înșală memoria, și respectiv dacă în această sesiune se va regăsi o abundență de proiecte care ar veni să favorizeze unele partide politice. Pentru că spuneam și astăzi în cadrul acestei emisiune, la data de 24 februarie avem alegeri parlamentare. Nu, eu nu știu celelalte partide politice, noi cel puțin ne pregătim iarăși de serios de această sesiune. Avem mai multe proiecte, inclusiv sociale, inclusiv pe diferite domenii, tineret, sport, economice. Da. Le înregistrăm acum, cunoaștem sau bine, intuim că guvernarea iarăși nu va dori să le examineze sau să le abordeze cu toată seriozitatea. Le înregistrăm pentru ca ele să intre în procedură legislativă ca viitoarea guvernare, viitorul parlament, viitoarea componență a parlamentului, unde sunt convins că ne vom obține majoritatea, să le examinăm, să le aprobăm în așa mod ca să facem tot posibilul ca cetățenii să simtă beneficiile acestor proiecte și să își ușureze viața aici în țară. Domnul Târguță, la ora actuală PLDM-ul are 5 deputați, dacă nu mă înșală memoria, pentru a nu lăsa loc pentru interpretări sau tot felul de vehiculări. Vreau să ne spuneți dumneavoastră în acest studio, PLDM-ul urmează să meargă alături de cineva în alegeri?
sau PLDM-ul își asumă responsabilitatea de a merge singurel în alegeri, de a obține acele voturi care le va acorda cetățenii și să participe în continuare la jocul politic din țara noastră. Care e soarta PLDM-ului de mai departe? Soarta PLDM-ului... Sau e dur, iau un ghilimele de rigoare ca să nu fiu categoric. Partidul Liberal Democrat este membru a Partidului Popular European și în Republica Moldova mai există încă două alte partide în afară de noi, membri acestei familii europene. Toate aceste trei partide, PAS, PPDA și PLDM, vor constitui un bloc electoral care vor merge și vor merge împreună în campanie electorală. Asta, cel puțin, este opțiunea noastră la momentul actual. Da, spuneți-mi, vă rog, atunci când, iată, ați pomenit de PPDA, de PAS, de alte partide politice, aici evident vorbesc despre partidul condus de domnul Leancă. Nu, eu n-am pomenit despre nu, el. Nu îi pun sub semnul egalității, dar vreau, nu, eu n-am pomenit despre el. Vreau să vă întreb unde vroiam să ajung. Toate aceste partide, oarecum doctrina este cea care vă unește? Nu puneți Partidul Popular European aici, da, din Moldova, domnului Leancă. El nu intră în discuție. Noi vorbim acum despre partide membre a familiei popularilor europene. Acesta este Partidul Liberal Democrat, Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma DA. Atunci când mergeți în teritoriu, revin la un gând și cu acest aspect probabil vom pune punct emisiei de astăzi. Lumea se întreabă cum readucem mijloacele financiare dispărute peste noapte în țară. Iată, domnul Bolea spunea că Partidul Socialiștilor sunt siguri că vor lua majoritatea. PLDM-ul, dacă ia majoritatea în viitorul Parlament, care sunt mecanismele prin care încearcă să aducă miliardul firată acasă? Prin justiție. Și credeți-mă că sunt suficient de mulți oameni care își doresc în primul rând acest lucru în Republica Moldova. Și există suficiente persoane în exterior care știu unde sunt acești bani. Vorbesc în primul rând de banchiri, vorbesc în primul rând despre structurile de securitate, guverne, dacă vreți, și așa mai departe. Acești bani vor ajunge înapoi în Republica Moldova. Prin justiție. Domn Bolea, banii vor ajunge dacă ajunge PSRM-ul? Eu vreau să mai dau un lucru. Banii pentru PLDM este o chestie de onoare. Că acești bani să ajungă înapoi în Republica Moldova. Și ei vor ajunge. Da. Domnul Bolea. Banii, e clar lucru unde sunt. Banii sunt în Dacă aveți majoritatea în viitorul Parlament, ce întreprindeți? Cum aduceți banii ăștia? Cu certitudine. Prin acele mecanisme care au fost instituite. Inclusiv procuratura, inclusiv această agenție de recuperare a bunurilor infracționale, inclusiv alte instrumente, vreau să vă spun că o parte din bani sau din averea care a fost dobândită în urma furtului miliardului active sunt și aici pe teritoriul Republicii Moldova. S-a văzut de unele investigații că procuratura nici de gând nu a vrut să pună interdicții sau sechestre pe aceste bunuri. Adică sunt un șir de măsuri care trebuie să fie implementate, dar în primul rând dorite de către guvernare. Trebuie să există voință politică, în primul rând. Domnilor invitați, vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a participa la această emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii pentru a continua poate cele începute astăzi. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi. Pe curând!